mie, și ninge. Mie, eu mă bucur foarte tare că a nins așa ușurel. Da. Pentru că nu mai există chestia aia cu i-a luat prin surprindere pe autoritățile, că le-a luat prin surprindere. Că n-ai cum, a nins un pic. Anii trecuți a tot fost chestia aia, ninsoarea aia nebună, ningea noaptea mult. Și a doua zi, da, oamenii erau... Autoritățile dorm noaptea, îți dai seama, dorușele, se trezi dimineața? Păi da, sunt autorități, n-ai cum. Eu cred că tu ca autoritate n-ai dormit? A trebuit să facă autoritățile un barter cu busul. Ca să ce? Să-i anunțe. Să iasă busul. Da, la să-i anunțe patru. Busul. Bă, eu din când, mie de când în când îmi pică sunetul. Cum adică? Ce-ți pică sunetul? Are o fluctuație. Bă, sper foarte tare că este de la tine. Dacă sunt probleme cu sunetul, scrieți-ne că nu le rezolvăm. Dar dar noi ținem la părerea voastră. Bă, hai să scoatem asta, că mie gata, că... Gata, am scos. Da. Asta este. Te-am scos și eu de aici. S-a încercat mai devreme, a venit Sorin cu un device, a încercat să-l conecteze. N-am mers, dar de fapt am mers, dar mai trebuiau niște cabluri, niște mufe. A, am vrut să-mi distrug și aici, da, a venit cu o idee să legăm un looper și să facem niște melodii. Lasă-mă asta, că o zicem când o avem. Da, când ne trezim la... Păi n-aveam ce să zic în timpul ăsta. Da, mă, părâie ceva, într-adevăr. Părâie ceva, din când în ceva. Părâie. A, ia uite-mă, aia ta. Nu, nu. Nu? Ia uite-mă, părâie ceva, bă, băiatule, bă. Ce faceți, oameni? Ce avem despre ce să vorbim astăzi, dar avem, încă avem, stăm să tragem, rezolvăm și noi lucrurile. Cum e să te zăpezești mașini? Cum e să-ți fie frig la mânuțele la finuțe pe care nu prea le dai cu cremă și sunt smulcite? Voi știți că e foarte important și ca bărbații să-și dea cu cremă pe mâini, mai ales pe vremea asta. E foarte important pentru Nivea. Și mă gândeam că poate cade aia. Bucălaie, vorbește-mă cu oameni. Eu mă vorbesc, dar ce s-a întâmplat? Că nu s-a întâmplat nimic, a căzut un cupcake. Cupcake. Este foarte important. Eu mă frec, nu s-a întâmplat nimic. Foarte important să dai cu cremă pe mâini, pentru că vezi tu, din cauza frigului, mâinile tale sunt degerate. Ele, într-un care este... Bă, ceva! Bă, eu tot am zis. Ăla s-a terminat. Dacă ai mâinile uscate, uite-ți, bă, cum foarte bine se vede în imaginea alăturată, adică chiar în imaginea asta, că asta e mâna mea. Mi se cojesc mâinile, am mâinile aspre și de fiecare dată când vreau să o mângâie pe Alexandra pe față, că eu îi dau de obicei cu exteriorul pe față, că de așa am obișnuit, nu mai vede nimeni că ți-ai pus tu capul, nicio problemă. O întrebare foarte importantă pentru astăzi, am pregătit-o, oameni buni. Aveți 6 secunde, 12 ori 5. Nu va merge. Nu va merge. Pentru că era lipită de rolă bucata aia. Mai are și... Nu are. Nu are. Acum doar ai lipit ceva până aparat. Dă-mi-e. Păi n-ai ce să fac. Adu-mă o bucată de sârmă. Băi, eu o să fac un Nesquik și nu mă interesează. Dar du-te, că nici n-a început emisiunea. Dar lasă-mă că stau eu aici. Pentru că, na, ca de obicei am venit aici de la 9 fără 5, totul mergea perfect. Am fumat, am vorbit, am făcut flotări. Ne-am distrat. Și atât. E atât. S-a împlântat. Și astăzi Alex a pregătit... Da, spune de ce ne-am pregătit. Păi da, că eu am pregătit, deci eu știu despre ce te-ai pregătit. Tu a pregătit un top al celor mai descărcate aplicații din 2000 și a pregătit un top. Că nu s-a... documentat pe internet 4 da. Zile. A furat un top din America, scris în engleză, a încercat să-l traducă. Studiat de oameni cu studii. Exact, niște oameni care chiar și-au bătut capul, adică chiar au intrat pe Android, pe iPhone, să vadă care sunt cele mai descărcate aplicații din 2017. Și a venit mocanul al meu în 2018 și dă copy-paste ăla. Și ce face? Și face audiență pe spatele oamenilor din America. Păi e corect, e bine, da. Cu sudoarea pentru lor. Că asta facem toți. Deci, ca să se înțeleagă că eu nu-s Bucălaie și iau așa după ziar, vin cu ziarul și gata. Da, mă, este o problemă cu sunetul, dar nu înțeleg care este. Cred că asta e problema, asta e cam scoasă. Da, pe data, așa merge, așa funcționează, dacă o bași nu mai funcționează. Nu se mai aude, adică. Ce? Cum? Dar nu este nicio problemă, oricum voiam să vă reamintim și să vă mulțumim în același timp pentru like și pentru share, mai ales pentru share, că e foarte important, pentru că, după cum știți foarte bine, motoul acestei emisiuni e bine să ajungă la toți. Orice în lumea asta e bine să ajungă la toți. Să fie pentru toată lumea. E bine ca mâncarea să ajungă la toți. De exemplu, nu e bine să ajungă chiar la toți. Păi,
Da, dacă e una singură, ar fi bine să ajungă la toți. Dacă e una singură, ar fi mai rău. Dar vezi tu că și religia e de mai multe feluri. E religie... Așa, adevărat, domnul Bucălaie. Bă, religia Părinte, așa... spuneți-ne cum e. Vezi tu, comuniunea dintre bărbați și femeie, de-a lungul timpului, trebuie să fie una... Să fie o comuniune... care nu supără nici pe ea, dar nu-l deranjează nici, nici pe el. Părinte, când ziceți comuniune, vă referiți la futut? Părinte, când, când ziceți emisiune liniștită pentru toată familia, vă referiți la... Mă, ce-i drept e și luni. Da, nici n-am mai făcut emisiunea asta de miercuri de trecută și n-am ieșit din mână ca să ne exprimăm așa. Dar o să ne intrăm în mână imediat, că nu e nicio problemă. Nu, sper să nu ne intrăm în mână. Aha. Da, mă, pârâie ceva. Băi, oameni de pe live, voi ia intrește un pic Sorin pe live. Voi auziți pârâit și chestii sau se aud de la noi, de la ăsta, de la noi? Asta, prima lună de zi bună este despre a rezolva problemele tehnice, ca după aia să facem pe bune emisiune. În februarie uns. Bine, eu chiar cred. Eu chiar cred asta. Și prima săptămână a fost tot așa de... Eu chiar cred. Hai să vă spun care e faza cu ce am făcut eu aici. Nu am intrat să iau un articol, ci am intrat pe ăsta oficial de la Apple, de la App Store. Se aude la noi. Poftim? Se aude la noi, că la ei se aude foarte bine. Super șmeche. Am după aia Cosmin zice că nu e sesizabil. Se aude un pârâit ușor și în live, dar deloc incomod. Atât. Ai întrebat de sunet, nu. Scuze. Ciuma roșie. Ciuma roșie. Jos, Mocanu. Dimineața ca oți. Live ca oți. Ah, ok. Da, zici ce ai pregătit. Ah, da? Așa. Poți să zic? Ia zic. Băi, mersi mult de tot. Am intrat pe App Store de pe iOS și pe Play Store, Google Play Store. Și am luat top charts de pe 2017 și am făcut eu un fel de articol și le-am pus pe... Uite mă, prostule, că am făcut tabel. Da, adică da, cumva da. S-a pișat pe ce-l studiat, i-au zis, bă, mie nu-mi spara aplicația așa tare, mă, eu mă doi pe asta. Nu spui tu mie ce se întâmplă în lumea asta, mă, eu fac regulile. Pe doi. Ce se întâmplă în lumea asta, cred că ți-ai pus aia mai departe. Așa, lasă-mă așa cum da. Se vede. Ok. Așa. Facem un post-producție. Și avem așa, avem pe categorii ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în 2017 în App Store pe iPhone și ce s-a întâmplat pe telefoanele cu Android. Și ce fel de oameni utilizează Android, ca ai să vezi. Ia uimește-mă, nu spune. Deci fii atent, în primul rând, la aplicații, categoria de aplicații. În, pe iPhone așa. S-a descărcat aplicația anului, a fost Calm. Calm, da. Este calm. O aplicație care calmează, o, cu muzică. Da, o am și eu. Muzică, e cu muzică, nu? Nu se vede nu. Măcar cu aia. Uite, am aplicația... Da, cu aia nu prea folosești. Dimineața n-am meditat. Este o aplicație de meditat și body scan, numesc ei, o scanare a corpului. A body-ului. Este cu chestii. Mie mi se pare super interesant, eu o am chiar plătită. Îți faci poză și îți scanează și au diverse... un guru, stă un guru și scanează... Au diverse programe de meditație. Zilnică. Și de astea 7 days of sleep, adică 7 zile de meditație înspre a dormi mai bine sau a-ți calma anxietatea sau chestii de genul ăsta. Și le zice ce să faci? Și au, da. Sunt în fiecare zi câte o chestie de 10-12 minute de meditație, știi? Cu o muzică liniștitoare pe fundal și ce să faci. Da, asta a fost App of the Year. Da. Nu, s-ar putea să fie... în aplicații, în descărcări, să fie din astea, Facebook, YouTube, WhatsApp, știi? Care să nu bine, fie da, nu, puse, da. Să nu fie puse. Da. Și, da, deci o aplicație de meditație și de are povești de dormit, povești de adormit adulții. Păi și aplicația asta, adică e utilă la orice, de exemplu, dacă mă doare spatele, ea te ajută să meditezi, să-ți tracă spatele? Bă, că meditația ajută ai la pus o întrebare un pic dubioasă. Dacă te doare spatele, mai ajută să meditezi pentru spate. Mă rog, dacă, am, dacă sunt stresat. Când ați stabilit că faceți emisiunea împreună, punea întrebări din astea? Că... Da, nu, da? E, da, okay, mi s-a părut. Gata, da, acum scuze, că ai întrebat, parcă mi s-a părut mult mai pertinent întrebarea. Te-am dacă mă doare spatele, meditez. Nu, mă, nu, dacă ai o ceva, cum ai dat exemplu următor, dacă ești stresat, dacă e ceva pentru stres, dacă ai anxietate, e ceva pentru anxietate, dacă nu poți să dormi, are niște chestii de genul ăsta, știi?
Deci așa, asta dă dovadă deci pe că lumea asta iOS s-a descărcat cel mai bine aplicația anului, a fost Calm. Pentru că noi oamenii care avem iPhone avem nevoie, suntem stresați, cred că avem nevoie de chestia asta. Iar pe aplicația anului pe Android așa, a fost Photo Editor, Beauty Camera and Photo Filters. Asta pentru că iPhone-ul deja are incorporat un pachet ăsta probabil și... Nu, n-are incorporat. Eu cred că pentru că utilizatorii de Android sunt super superficiali și narcisiști. Eu corect. Asta, eu zic asta, eu cred că e invers, man. De ce? Atunci când îți dai seama că ești narcisist și ți-ai luat un iPhone și ții foarte mult la imaginea ta, așa, te ia cu meditație un pic, zici, bă, cu aia am cam exagerat, ia să-mi dau o aplicație. Unul care n-ai nicio problemă zice, bă, eu nu sunt destul de frumos, n-am bani nici să mă fac frumos, că de-aia n-am iPhone, hai că o să-mi iau un Android și-mi instalez ceva care... Dar trebuie să nu spese cum arăți. Tu, dacă ai fi un om, ok, trebuie să nu spese cum arăți tu online, adică imaginea aia, adică tu arăți așa... Spun, la nivel declarativ, toxul... Nu, stai bun, puțin, n-am zis să nu spese cum arăți, să nu... Adică să fie imaginea ta online, nu să fie ceva superficial, să fie ceva care nu ești așa, știi, beauty filters din alea. Nu vorbeam cu oamenii atunci. Ok, scuze. Scuze, eu vorbeam cu bucălaie, am încercat să fac o glumă aici, okay. Și tu ai luat-o foarte... Da, te adresai femeilor cumva, care își pun fel da, și fel de fetelor, poze? Da, cred că fetelor, da. Adică pune gen, cum arăți tu? Mi se pare decent, trebuie să te placă cineva. Arată-ți fă față, adică... arată... adică și pe locul 2 pe ăsta a fost, e aplicația What the Forecast. What the forecast? Da, mi se pare foarte amuzant. Ce? De asta vreme? De vreme. Care vreme? E cu vreme. Este de asta de vreme funny, gen, că e what the forecast. Uh-huh. Ce înseamnă că la oameni atât de bine merge comedia acum, că dacă le pui o glumiță, este o aplicație în care îți spune câte grade sunt. Eu ca orice altă aplicație de vreme. Dar cu glume lângă. Le ieși o glumiță, uite. If ever there was a day to fight a bear, this would be the perfect day to do it. Is this Fedora weather? Nope. It's never Fedora weather. Trebuie să știi engleză. Today the sun will be invading your personal space. Cum? The sun will be invading your personal space. Înțeles. E o glumiță, adică știi? Adică e foarte cald. Da. Hai să facem și noi meteo. Că îți invadează. Facem și meteo. Și noi ceva cu... Da, vii în fiecare zi cu o glumiță despre vremea de afară. Sau vii ca busul cu o ghicitoare din aia. Busul trebuie să o duc în zona de inteligență, așa de... Da. Dacă ai pentru că tricuci care fluier în spaniolă... Când s-a apucat busul de meteo, erau numai Victor Slav și fete semidezbrăcate. Și trebuia să aibă și el ceva trebuia acolo. Să aibă ceva și a mers pe creier. A mers pe creier și îmbrăcat dubios. Doar că el avea și și but în același timp. Și după ce a mers atât de bine What the Forecast, au apărut aplicații ca Fucking Weather. În care primești vremea și o înjurătură, nu? Și Humorcast. Deci oarecum glumițe. Doar că din ce în ce se duceau tot mai mult în zona vaginală, nu? Cu ele. Bă, ești astăzi, mamă, Sorin. Noi avem vaginală e un zon medical, mă. Se tăi microfonul lui Sorin, mă, astăzi? Nu știu, pentru că Sorin a venit astăzi. Sorin nu e... Da, nu e cel mai vesel om de nume. Nu că cel mai vesel. El e un om fain. Fain, dar nu e o explozie de bucurie, happiness și energie. Cel puțin de cât îl cunosc eu pe Sorin. Dar e unul foarte, foarte fain și amuzant. Dar a venit azi dimineață... Tu nu vă lăsești niciodată fain, deci... Fain sună parcă să chinie, să fie din Sibiu. Aș vrea să zic că e un om mișto, dar nu e mișto, nici mișto nu e. Fain parcă are niște minusuri acolo. E fain. N-are minusuri, dar gen nu e altceva. Nu e mișto, e fain. Nu stă cu mine în casă, gen. Da, e fain. Corect. Da. Și a venit azi dimineață cu explozie de bucurie și e agitator. Și pe noi ne-a omorât, efectiv. Ne-a mult energia. Îi merge bine, da. Tu ești ca galeria lui Dinamo la Pătăsă. Ca galeria. Ce-a făcut galeria? Lady Gaga. Tu în februarie, anul trecut. În februarie, anul trecut. A venit se bată cu jandarmi. Așa a venit Sorin în dimineața asta, se bată cu noi. Dacă aș reuși eu să termin topul ăsta, aș fi super șmecher. Te rog. Jocuri. Care credeți că sunt jocurile preferate ale oamenilor de pe întreaga planetă pe 2017. Pe primul loc o să fie un joc tâmpit, un căcat. Un Candy Crush. E un joc pe care eu m-am jucat, cel puțin pe Android.
Super Mario Run. Super Mario Run? Cel mai simpatic. A fost un Super Mario Run, a apărut anul trecut și l-am descărcat. A fost, bă, hai să fiu nostalgic și să... Bă, cred că merge nostalgia. Acum, nostalgia în perioada prinde, asta, prinde nostalgia. Merge pe nostalgie forța. Trebuie să facem ceva nostalgic, să vindem. Ce-a mers bine în România când eram noi tineri, în afară de jocurile muzica aia? Alea, jocurile alea pe să vând, dar nu prea cumpără lumea. Am vrut eu să-mi cumpăr, da? Dar nu se vând destul de mult, e clar că nu se cumpără. Da, da, da. Și au ăștia în târg, ceea ce e clar că nu se cumpără, dacă au oamenii în târg. Tetris-ul. Tetris? O sparge Andreea pe Tetris pe telefon. Știu, eu am Game Boy. Walkman-uri. Walkman-uri. Bă, să știți că urcă piața de casete din nou. Serios? Fucking, mie da, discurile mi se par tare, vinilurile, dar tari, dar casetele deloc. Păi de ce? Bă, eu am 7 casete acasă originale în țipă. Erau niște Walkman-uri pe vremuri. Bă, băiatule. Erau cât caseta de gros aproape, era un pic mai gros ca și caseta, cu repeat pe piesă, cu îți făceai un program să asculți ce piesă vrei, derula ea, ți mergea când pe, nu trebuia să scoți caseta afară, da. Să întorci. Bă, șmecherie. Și am zis că urc acum pentru că sunt foarte ieftine și... Ce? Foarte ieftine casetele. Și am zis că păi să cumpere lumea. Pentru ce? Ce că se duc în zona retro. Pentru că s-au dus cu vinilul în zona retro și vinilul într-adevăr sună superb. Dar trebuie și un... trebuie și un pick-up bun. Acum mă uitam și după un pick-up, dar... Bă, băiatul, un pick-up bun e scump. Da. Și un pick-up ce bun... Ce scump, un pick-up bun? Bă, 600-800 de euro unul ca lumea. Da, da, da. Ce? Și de regulă să bucăți făcute în anii 78-85, că acolo au ajuns cu vârful tehnologiei, cu pick-up-urile, după aia s-au oprit să le fac cu trecut pe CD-uri. Și acolo e the peak, deci acolo ai niște pick-up-uri astea care se așează singure pe disc, dacă e discul mic știe că e discul mic, se așează pe discul mic, se ridică, face repeat pe disc, foarte șmecherie. Dar da. Bine. Bă, dar trebuie să faci emisiune din asta neapărat. Jocul, vreau să încerc și eu jocul ăsta pe iOS, pe iPhone. Este un joc, jocul anului 2017, Splitter Critters se numește. Și îți dă o lume din asta așa pe care o tai în două. De ce? E fun. Ei, să te vede să tai lumea în două. Trebuie să plece trebuie să ajungă niște personaje la nava lor spațială să plece din lume și e o chestie. Dar pare interesant, nu m-am jucat, dar pare interesant, am uitat un pic de fel și o să-mi iau și eu. Splitter Critters. Și Super Mario Run pe ăsta. Cât despre filme? Hai, uite, sunt la fel. Pe primul loc este Moana. Știi ăla, animația? Da, animația. Animația Moana este pe primul loc și în App Store și în Google Play. Nu știu. Și pe locul 2 Star Wars ăsta, Rogue One. Nu, pe amândouă. Putea să-l downloadezi din Play Store? Filmul? Nu, poți să-l urmărești, poți să streaming, are stream. Streaming, dar prin ce? Au ei platformă de streaming? Da, da, da. Toată lumea are platformă de streaming. Nu știam. Dar noi ne ajunge chiar orice în România, că nu merge. Te-am dat eu să văd da, ceva că noi suntem proști aici, detalii despre Moana, cred că, sau nu mai știu, la seriale. Am dat să... și mi-a zis că în țară, la tine în țară nu e. Bă, exact. Este o problemă cu o piesă. Era o piesă a lui Method Man cu Lauryn Hill, Say. Uh-huh. Și aia nu mergea pe telefon. A mers acasă ca să merge. Dar pe telefon îmi zice că, bă, in your country, nu cred că vă lăsăm să-i dea drumul la asta. Pe YouTube? Da. Am mers acasă de atât de multe ori am ascultat-o, că acum mi-a și după telefon când plec. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva, ori schimbat ei ceva filtru acolo. Știi că poți să urci un clip pe YouTube și să-i dai, să nu fie pe mobil valabil. Da, așa era, dar mergea... Poate l-a făcut între timp. Nu știu exact de ce l-a făcut. Da, asta ar fi o explicație la ce m-am gândit. Tare. Mă gândesc că s-o fi uitat, bă, la asta îi place piesa, mă. Bă, dar îi place mult piesa asta, ia... Ia dați-i drumul. Ia Ghișmă, top TV shows. Ce? De pe aplicație? Da. Pe market? Da. Tot, orice TV show. Păi în România zi Alex bună. Alex Bucălaie este cine? Frate meu. Frate tu? Da. Bă, să zici lui frate tu că suntem nostalgici post-comunism. A zis precomunism? Da, a zis comunismul a mers bine când eram mici. Nostalgici cu semnul întrebării. Bă, nimeni da. Nu e nostalgic după statul la pâine sau după sana aia care ba, era într-adevăr bună. Da, ai noștri. Eu sunt nostalgic după anii 90.
fucking shit, cum era anii 90. Cum să fii nostalgic după anii 70? Oricine este trăit. Nostalgic după copilărie, orice a fost în copilăria ta. În copilărie, adică dacă sunt nostalgic după ceva din comunism, este bucata când ne jucam afară. Eram afară și ne jucam cu prăștii, cu tuburi, din alea ne suflam. Tu câți ani ai, mă, mâncați și gura ta? 35. Păi dar n-ai prins comunism. Aveam 7 ani la Revoluție, mă. Păi da, dar asta înseamnă că ai prins până în 7 ani. Ce, 6 ani? 7 ani înseamnă. Ăia de la 5 la 7 m-am distrat. Orice om e nostalgic după ce a trăit el când era copil. Nu contează ce perioadă a fost, putea să fie război. El, faptul că s-a jucat cu ceva, asta e și chestia asta cu acum copiii nu mai știu cum e să ieși afară să te joci. Nu, doar noi asociem. Tu zici ce moment... trist e să fii nostalgic după statul în pat cu telefonul în mână? Că o să întâmple chestia asta. Bă, îl chemăm cu stăpânul de aici. Când o să fii la pușcărie. Cum? Mamă, s-a dus dracu emisiunea asta, bă. Dar și tu ești atât de... Da, nu pot, cum nu pot. Zic, n-am răbdare. Prăpăstios. Dacă nu merge, într-o zonă, s-a dus. Deci nu poate să meargă un pic mai prost. Deja ori prost, ori du-te. Da, păi așa, dar la mine așa sunt lucrurile. Așa e viața la mine. Așa e viața la mine. Păi da, așa fac comedie. Ori e totul oribil, ori e totul extraordinar. Și de asta pot să scriu. Da. Ăsta m-am uit. Așa. Voi ce faceți, oameni? Facem mâine top. Ne mă continuă topul, că mai acolo. Topul, dar asta mi se pare că dacă zici topul, zi topul. Închidem camerele și stai tu și citești un top. Ori discutăm și că asta e ideea. Da. Așa este. Hey, hai cu mine, numai bine. Ia pace tu asta de mireața și nu sunt eu și nici Sorin. Deci, suntem trei nici aici. Nici nu ești mâine. Cine? Nu, mâine nu sunt. Perfect, nici eu nu vin. Să facă ăsta top mâine, mă, să vorbească el, okay. Să fie... Să mă distrez. Să vorbesc cu oamenii. Eu aș putea să vin, okay. Dar nu vreau să vin să stric Mojo. Nu că Mojo Game of Thrones. E în centru. Game Așa. Of Thrones a fost. Game of Thrones, da, clar. Oleu. Clar, nu sunăm pe nimeni astăzi că o să fie oribil. Da. Pe cine putem să sunăm astăzi? Nu sunăm pe nimeni. Are cineva vreo idee? Da, chiar. Pe Dragne. Domnul, ai numărul? Pe domnul Dragnea. Poftim? Ai numărul? Mie mi se pare dubios că oamenii în țara asta încă continuă să zică domnul Dragnea după ce ăsta minte ca un ex-croc. Nu, e foarte corect să zici domnul Dragnea. Bă, dude! Am o părere, dar o să vorbim altă dată. Bă, deci vin la televizor și îți zic ceva și te mint. Vin a doua oară și te mint și după aia te mai mint odată și în continuare tu ai pretenția să fii numit domnul. Dar n-ai tu pretenția, bă, este super... N-am cum să-ți explic, mai ales acum cu starea asta. Așa. Mai am un pic și după aia sunt de vorbă cu oamenii și pe aia plecând de aici, din zona. Dă-i. Da. Dă-i cu ăla. Muzică. Ce? Dă-i cu ăla ce-ai mână. A, la muzică? Nu, mă, dă-i ăla. Nu, mâine când facem. Dar mâine nu facem, că nu ești. Se super scribă, uite. Asta dă-mi mie, dă-mi mie. Nu facem concurs. La cade pe jos se face praf ăsta. Nu, că vreau să-mi dea cu el în față. Avem concurs pentru poi mâine. Ah, ok. Avem, da. Asta e visul umed al lui Mocanu. Nu, vreau să-i dau eu cu el în față. Ah, ok, asta e visul tău umed. Vreau să câștig, da. Okay. Cineva vreau să-și iau un de la în față. Gata, am mai avut asta. Așa zi. Toată lumea știe. Dă-i. La muzică, care este cea mai căutată melodie pe 2018 pe iPhone? Ia zi. Pe 2017. Pe 2017. Ce muzică ascultă? Nu, Katy Perry. Aia, mă, de era cea mai bogată la un moment dat, aia blondă. Și după aia n-am mai fost cea mai bogată, că a rămas mai săracă. Aia tânără. Eu cred că aia. Miley Cyrus. Nu, mai bătrână. Mă rog. Aia tânără care era mai bătrână și era cea mai bogată meu, și n-am mai fost cea mai bogată. Britney Spears. Nu, a detronat-o... Adele. Nu, mai slabă. Am crezut că e cea mai blondă, da? Ah, nu știu, Bruno Mars, gata, rămân pe Bruno Mars. Ce melodie? Asta cu 24 Carats. Carats? 4 de murcovi în cur. Așa. Eu asta zic, 24 Carats. Ne zice aici Botea Adrian că ar trebui să sunăm la radio. Da. Hey, este live, nu, voi este live. Știi că au făcut asta aia de la Virgin Radio? Au sunat în direct la Kiss FM. Se zică la mulți ani lui Andrei Ciobanu. Da, mă, dar aia cred că știau cum să sune. Nu?
Nu? Nu, a fost foarte funny. Că l-a sunat și zicea Șurubel, bă, salut Andrei, la mulți ani, chestii, bă, la mulți ani și ție și vă sunteți live la Virgin Radio. A fost foarte funny. Care e melodia de pe Dumnezeu? Zic că... Taylor Swift. Mai vrei să mai încerc? Da, Taylor Swift, mulțumesc. Ce? Mulțumesc. Marcel Butcovan. Aia, Taylor Swift. Mulțumesc, Marcel, la Taylor Swift mă referam. Taylor Swift? Taylor Swift. Asta a fost cea mai bogată? A fost la un moment dat, chiar și cu Gagicusul, ea cu Gagicusul acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, au fost super bogați. Și după aia a zis Beyoncé, bitch! Ești mai bogată, foto ești mai bogată decât mine. Da, n-am eu un sos Jay-Z. Da, și-a făcut alea. Ia gata, mă, pune, a sunat la impresar direct, pune și mie Madison Square Garden de 4 ori. Pune și mie, 20 euro la cred că nu umple 4. La Chișinău Griș. Pune și mie la Chișinău Griș 20 euro. Stai, mă, unde e hitul ăla de era la mine, mă? Ia, dă-i drumul la asta pe radio. Așa, zic eu că-s curios, cine e pe... Mai vrei să mai încerci o dată? Mai am o șansă? N-ai ghicit nici... Oamenii ce zic? Au ghicit ceva? Ce? Oamenii au timp să caute pe internet. Care e cea mai ascultată? Nu, dar nu vor să facă asta, că se uită, trebuie să închidă zi bună. Melodie, să... nu? Cea mai downloadată melodie pe iTunes. 2006. Gata, mă, știu ce prost sunt. Dar ce a fost cea mai mare nebunie anul ăsta? Despacito, nebunilor. S-a scris aici, s-a scris aici Despacito. Nu este, mă, este Despacito e top 1, e pe primul loc în pe YouTube, la sate. Ce a fost trending ce mai ascultat, cea mai multe vizualizări pe 2017 de pe YouTube. Dar pe astea se pare că nu s-au downloadat pentru că oamenii care au ascultat Despacito nu downloadează muzică sau plătesc cu servicii. Da, am zis pe zona rurală. Da, da. Zona rurală era Despacito, era așa. Este Ed Sheeran, Shape of You. Ed Sheeran, bă, omul ăsta mi se pare și talentat și trist. Ce? Mi se pare talentat și trist. Păi asta da. E că e trist de talentat. Da, nu e foarte șmecher, mi se pare foarte. I-am ascultat albumul lui, ăsta Divide. Acum am auzit că s-a logodit astăzi. Albumul? Ce? S-a ce? S-a logodit cu da, s-a logodit, casă da. De piatră, Eddie. Da, da, da. Făceau, am trecut prin radio Zoo din greșeală și făceau ăștia glume cu... Ediță, hai să-ți spun ce să pui la tine la nuntă. Și pune o lăutărească sau ceva, știi, glume de Radio Zoo. A fost în Apple Music, a fost Ed Sheeran, Shape of You pe primul loc. Și albumul lui Drake, More Life. Stai un pic, eu am rămas blocat aici. Cum treci din greșeală pe ăsta Zoo? E pus pe nu, l-am memorat, l-am memorat, da. Nu știu de ce, dar l-am memorat, da. Și treceam prin ele... Așa, mă rog. Fură glume de la Morar, mă rog. Că na, cine ascultă Morar? Dacă cea mai mare insultă pe care poți să aduci unui om. Da, frate, să fură. De ce nu, mă, glume de la Morar? Dar ceea ce se poate să fie bine, că poate Morar a furat de la cineva, ok, gluma aia și... Da, dar practic... felul care o dă, o strică tot și, o strică toată și nu mai e aceeași treabă. Și poți să ghicești, mai ai odată o șansă să ghicești ce este în, la voi, mă, la voi pe Android. E ca și cum ai cumpărat un telefon de la un tată care are copii mici și tu de fapt vrei să-ți iei un iPhone 7, dar nu mai arată iPhone 7, că a fost bătut în cap și zgâriat așa și nu mai e. Eu cred că pe Android asta e melodia pe care o ghicești tu. Da, cine da, cântă asta? Nu știu, dar eu spare cu muzica. Da, pe de-aia te-am întrebat, că știu că ți-e-ți place aia, ai, ți-ai pus atunci sâmbătă să urci. Bă, am ascultat melodia aia, oribil, mă, nu-mi oribil, place deloc, deloc. E super energică, mă. Niște, a găsit asta o formație de punk care cântă efectiv punk. Oamenii, parcă nu sunt muzici, nu știu să cânte, deci exact s-au strâns asta. Și e un solist care n-arde de loc ca un om care solist. Cântă și strigă așa, "What the fuck off!" Prietenul solist, e că par fericit, da. Da. Foarte bun. Foarte bun. Hai, mă, hai. Eu cred ultima șansă. E ăsta, mă, dar nu-mi vine cum îl cheamă, ăsta care are videoclipul cu multe culori și cu gești colorate și face așa. Ăla de, cu sunatul la telefon. De ce nu mă mai sun? Băiatul de culoare? Băiatul de culoare. Nu știu, cumva mi-au rămas niște imagini Drake, Drake. Cu melodia Drake. Aia de era Hotline Bling. Nu e aia, dar eram prea aproape. Da, ești pe aproape, da. A fost albumul anului Drake, ăsta More Life, care Beyoncé conține... trebuie să fie pe Android. Nu? Este mult mai aproape de sufletul tău. Ultimul indiciu. N-o fi Carla Dream. Oh, nu! Acum văd gluga neagră. Când ai da. Era atât de aici. Cine bă? Eu sunt fan, mi-e place Carla Dream. Eu cred că tu ești Carla Dream. Eu știu că îți place, dacă ți-ai zis mai aproape de suflet, tu nu te-am gândit. Uai, că te duci fix la... Nu credeam că chiar atât de aproape de sufletul tău. Credeam Bruno Mars.
Humble de la Kendrick Lamar. Nu te-ai fi așteptat, nu? Bă, dar a mers bine aia. A mers aia foarte bine. Piesa. Tot respectul meu pentru consumatorii de Android. Bravo, vă. Come on, bitch, be humble. Da. Da, adică și mie, și eu sunt, nice. Am un pic de respect așa că au ascultat Humble Android. Bravo, frate. Sunteți voi narcisiști, dar vă place, ascultați muzică bună. Corect, și citiți cărți bune, că aveam și cărți. Da, nu cred că are rost. Am observat, în schimb, uitându-mă cărți. Despre cărțile astea top, top cărți pe 2017, am observat că s-au făcut filme, după orice a intrat în top, s-a făcut film, se face serial, pardon. Păi da, merge. Și adică HBO sens. Le face tot. Da? Deci tot ce intră în top, carte, ok, ok. Un om care știe să citească foarte bine cărțile alea. Care nu știe nimeni să citească și de asta le inventează. Deci de la Netflix stau și zic, bă, stand-up. Hai să băgăm stand-up. O citiva o carte, nu, ok, stand-up. Ia niște bani. Mi-e place să râd. Ok, dai stand-up. Ce, la ce vă uitați la stand-up? Hai să vorbim despre stand-up. Într-o zi mi-ar plăcea să vorbim despre stand-up, pe bune, despre special-ul și astea. Da. Tot emisiunea. Uite, o să fiu sincer, Radu, îți place prea mult să-ți faci degete. De când zic că aducam și eu una la mașină. Eu l-am văzut că tot faci așa, dar deja... Mi-a atât de limb. Și a început să faci un deget, după aia a băgat două. Mâine o să-i aducă flori. Bă, voi nu sunteți sănătoși. Mai suntem în live, că mie mi s-a închis fereastra. Nu m-aș mira să mai fim live. Serios, adică mi s-a închis fereastra de aici. Se numește slime ce are ăsta. Da, apropo, știați că asta unele dintre pahar, cele mai căutate lucruri pe Google în 2017. Cum să faci slime? Exact, cum să faci slime. Da, știu. Că se face slime, e foarte la modă și am văzut pe vlogul lui Irina Columbeanu, fata domnului Irinel Columbeanu. A, nu poți să cred, face vlog? Eu urmăresc vlogării și știi cine are vlog nou? Cena. Oricum nu ești la curent. Ha, te rog, spune-a mea. Oana Radu. Cine este Oana Radu? Trecând peste. E o cântăreță, Oana Radu, care cântă. Nu-mi place. Dar nu trebuie să-ți placă sau nu. Da. Ideea că și-a făcut și-a vlog. Adică eu știu că am oameni care își fac vlog, mie îmi place să urmăresc. Hai să vorbim cu oamenii. Ce să vorbim cu oamenii? Ce zic? Întrebare. Ce are Bucălaie în paharul ăla? Și nu am eu. Am zis. Asta e. De acolo am... Da. Asta eu eram mai atent dacă mai merge live-ul. Da, suntem ok, merge. Suntem ok. Facem un horoscop? Facem un horoscop, da. Tu faci horoscopul. Urmează. Acum merge la... Horoscopul. Și urmează rubrica Tu faci horoscopul. Reamintim pentru cine nu mai știe care sunt regulile. Dacă vrei ca zodia ta să fie citită, zodia pe care o porți până o să mori și după, trebuie să trimiți un mesaj cu zodia pe care o ai și stilul în care noi vrem să încercăm să o citim. Nu știm dacă o să ne iasă. Stilurile nu trebuie să fie neapărat cum s-a încercat până acum să imităm pe cineva, că nu suntem foarte buni. Dar stil de ăsta de cioban, stil mucan. Drei. Stil stil cum? Stil drei. Stil drei. Stil drei. Stil de ceva, om care a aterizat pe lună. Exemplu, gemeni, stil nașu. Da. Nu e ca și cum ar trebui să imiți pe cineva stil Leo, nașu. Leu, stil Uzi. Uzi. Păi ce dracu mă nu face băiatul tău? Asta e. Dă-mă și mie leu. 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 Câți? Pida, dacă e dacă. L-ai schimbat. Da, păi am uitat cum era... Așa este. Leu, stil Uzi. Stil Uzi, frate. Bă, fă-l tu, că nu cred că... O să-l stric. E singurul lucru pe care ai putea să-l faci. Bă, da, Uzi îmi place foarte. Este foarte fan de să-l stric pe Uzi. Hai, cum e să fii leu? Cum e să fii leu? Leu. Excelentă zi pentru demersul spirituale, învățare, schimb de idei și toate alea.
dialoguri cu persoane aflate în străinătate. De asemenea poate apărea șansa de a călători peste mări și țări. În cazul care plănui ceva mai de mult și nu știi cum să dai pe nări, să frezi, să vezi, să nu știu ce. Pum, pleacă de aici. Leu petrece toată noaptea. Singurele piedici se datorează bugetului disponibil pentru cheltuieli. Asta e tataie mai mult. Singurele piedici se datorează bugetului disponibil pentru cheltuielile survenite astăzi. Ai încredere că te vei descurca onorabil cu toate și nu poți să te plângi niciodată. Mă, dar tu de unde mai citești? Nu, eu mai fac de la mine că încerc să fac. Ai, ce trei rânduri. Ne mulțumim, Uzi, a fost pentru noastră Uzi. Pau, pau. Am încercat o anumită piesă, dar nu mi-a... De la formația BG Mafia. Leului i-a crescut valoarea. Pucica, sănătate. Pucica. Scorpio Manele. De-aia plăunează. Ah, Scorpio stil Shelly. Care-i Shelly? Este mai Shelly. Shelly, nu știi pe Shelly? Nu. Shelly, tot așa, e un vogă. Aia că ți-o făcut piesa cu aia. Că ce nu fac gang? Mi se pare foarte tare că nu poți fie pe dacă ești așa. Mi se pare foarte tare că nu poți fie pe dacă nu ești așa. Ce zici, mă? Epă? Nu poți fie epă. Dar chiar nu poți fie epă. Nu poți fie epă dacă nu ești așa. Hei, eu cu băieții mei facem ep. Ce faceți? Ep. Facem gang. Facem gang? Hei, salutare, eu sunt Sherry și astăzi citesc Scorpionul. Scorpio, ești preocupat cu treburile de rutină ale casei, dar și dacă mergi la serviciu, ai și multe băute de făcut. Vreau să fie cadre tăiate foarte rapid. Ai spus și succes în tot ce ți-ai propus să faci astăzi, dar nu exagerai factorii de sănătate. Sănătatea e vulnerabilă, fiind nevoie să te odihnești din când în când, căci eu nu fac gang. Demersul medicale reprezintă o altă temă de luat în calcul. Adoptă o dietă, plimbă-te în aer liber și dormi suficient. Atât. Like și subscribe la Scorpion. Ce faci cu băieții mei? Îmi pușcau aici. Bă, fii atent. După saturi de ceai. Mamă, Taur stil dragonul. Că sunt bătăuși de mic, mă lupt cu găceala. Dragonul. Dragonul. Adică mai pot să mai fac atâția repot. Păi dragonul cred că mă descurc mai bine. Ia, Taur, dăm Taur. Pe ce ăsta? Ce? Ce? Pe ce stil? Dragonul e... Nu știi pe dragonul? Nu știu, frate. E dragonajul care place... Dragonajul era pe ketamine, acum e pe religie. A, da? Da. Dragonajul era un rapper care era pe toate drogurile. Adică știu vag de el, dar nu... Erau toate drogurile, erau în el. Ia, Taur, special capa house. Ah, asta strânge. Ca dinții. Sunt momente bune. Trebuia să-mi iau de dar și ceilalți. Băi, Taur. Sunt momente bune pentru a face un be... Stai mă că e, nu face rap, citește horoscopul. Bine, da. Bine. Sunt momente bune pentru a face un bilanț al situațiilor, de relațiilor care ești plecat. Cu siguranță ai împliniri, dar sunt și planuri care s-au realizat parțial sau deloc. Ai încredere că cele nerealizate se vor îndeplini la un moment potrivit într-un fel mai bun decât ai preconizat tu. Doamnește, odihnește-te și bucură-te de tot ce se înconjoară. Sănătatea este vulnerabilă când tragi. Dumnezeu să-ți iepte. E special chei. Dacă vrei să citești șatra, stile aveam ceva, dar nu mai văd comentarii. Cum? Nu mai, hai că deja s-a dus în stil Emiluț. Stil Emiluț. Aolo, cine este Emiluț? Emiluț este o senzație, mic, un copil. Nu vreau, nu, ok, nu vreau. Și oricum, nu este zona. Singurul lucru, îți dau eu un stil. De fapt, nu e nici amuzant la Emiluț, e că îmi jură foarte mult, dar nu e amuzant. Și este amuzant pentru un copil care... Da. Mi se pare cel mai grav viol pe care să-l faci asupra unui copil, să nu le duci. Da. Asta mi se pare cel mai grav viol pe care poți să-l faci. Și cu restul, da, în fine. Mă rog. Fii atent, stilul este... Mafiot, la fel ca 98. Tocmai ai câștigat la lot. Și trebuie să citești horoscop. Păi de ce, mă, sunt prost? Ce? De ce mai citesc horoscopul dacă am câștigat la lot? Bine, tocmai... Da, horoscop, dacă ești leu și...
Nu mă, vă citești mie, la îmi citești mie vărsător, îmi citești, mie, îmi citești vărsător în stil super fericit. E cea mai bună zi a vieții tale. N-ai câștigat. Ce s-a întâmplat, ceva extraordinar. Găsești tu ce s-a întâmplat. Imaginează-ți că ta poți și tu. Aici. Nu se întâmplă nimic fericit în lumea asta. Bine, ești cel mai... O să urăți dacă e de fericire. Da, bine, cel mai... O să intre în limitare microfonul. Intră în limitare de fericire. Limitare de fericire în studio. Ai voie să treci de 50 de decibeli. Poți să te bucuri de mic, așa, da, la scară. Da. Hei, hei, ești prost la cap. Da, poate dau, mai dau oamenii ceva interesant, dar eu nu văd că n-am comentarii. A, mai dau uite, aici, balanță, stil Drei, stil Mad Scientist. Asta mi se pare bun. Mad Scientist? Ce? Rac. Rac. Eu că-s curios aici, că eu sunt rac. Știi pe cineva rac? Eu sunt. Da, frate. Eu sunt rac. Salut, frate. Tu ești rac? Eu sunt rac. Și nu împreună suntem. 16 July. Da? Rac, scorpion și balanță. Ești vărsător. Trebuie să-ți iei ochelarii aia de Matt. Ah, da, chiar. Da, am folosit și la cine am mai folosit? Nu contează, mă, ești Matt. Uite, mai ai un niște ochelari, uite, iei pe aia. Sunt explodați ăștia, nu, ăștia sunt explodați. Păi am mai avut un experiment acum câteva zile. Așa, desfăi și trage de așa. Bă, da, ăștia se pot purta? Da, de sudor e un... Rock still mad scientist. Un, merge la un rave party. La un? Rave party. Mulți își îndreaptă privirile cu interes și admirație spre tine. Este posibil să particip la... Scuze. Bă, o dai vrăjitorie, da, cu aia. Zici că fac vrăjitorie, nu? Este posibil să particip la o reuniune... Nu mai știu să citesc. La reuniune oficiale de serviciu, dar și acasă. Alături de membrii familiei și rude, se poate fi o întâlnire importantă. Emani mult farmec, însă cumva ceva din atitudinea ta respinge ideile și propunele celorlalți. Controlează-ți reacțiile și fii deschis la cooperare și schimbare de opinii. În fiecare dimineață, Carlos de luni până miercuri, de la ora 10, zi bună, mai bună în general, zi puțin mai bună. Zi Marcel, bună să știi că... Subscribe și like și chestii. Marcel, să știi că noi am dat scroll, numai că alegem și noi de aici, ce mi se pare nou că am putea reproduce stiluri. Dar îți mulțumim, Marcel, că încerci. Ni s-a spus că nu citim tot. Așa este, nu citim. Hai să facem, de aia nu citim tot. Voia el pești stil preot. Dar am mai avut stil preot. Trebuie să lăsăm un pic de timp aici ca să fie... Fă și tu un preot, că l-am făcut eu. Da? Pești? Pești, ultim. Hai să fie pentru Marcel Butcovan. Primul și ultimul le știu. Pești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi dinspre segmentul profesional. Amin. Sunt posibile responsabilități noi de anvergură, de care totodată promis și veniturile pe măsură. Astfel apare tentația de trasa planuri financiare sau de a cheltui în avans sume de care încă nu dispui. Rezumă-te la a folosi stick cât ai nevoie în planul material. La momentul potrivit vei avea ocazia să cheltuiești și pe mofturile și capriciile tale. Ale astăzi și pești și în zodia acum zodilor. Acum ești liber să pleci la grădiniță. Vă mulțumim din suflet, oameni buni, că v-ați uitat, atât oameni buni cât și oameni răi. Nu uitați, în fiecare luni, marți și miercuri, mâine ne vedem aici. Vă vedeți aici pentru că eu sunt plecat la Târgu Jiu să dau examenul de redobândire a permisului. Dar o să fie Sorin în locul mult meu. Mult succes! Mulțumesc! Ai 13 întrebări să faci, nu? Le stăpunește. 13 din 15. A făcut înainte, aici a ajuns și a făcut un test 15. Deci 15 este blană. Blană. Vă mulțumim din suflet pentru share-ul pe care l-ați dat sau îl dați acum. Exact, mulțumim și ne vedem mâine la aceeași oră, să aveți o săptămână pe cinste. Ciao! Mulțumim!